Bun găsit la Hit Express! Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Iași au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu după ce mai multe documente cu date personale a celor implicați în procese au fost aruncate la containerele de gunoi din spatele clădirii unde funcționează judecătoria Iași. Instanța a fost sancționată în acest caz cu 3.500 de lei, conform unui comunicat trimis de Avocatul Poporului. Conform documentului citat, Avocatul Poporului a făcut verificări după ce în 11 ianuarie în presă au apărut informații potrivit cărora mai multe documente din arhiva judecătoriei Iași au fost aruncate în pubelele din spatele instanței. Tarom a redus prețul biletelor de avion de pe ruta București-Iași, astfel un drum dus-întors la Iași costă 40 de euro. Compania oferă începând cu 1 martie prețuri de 20 de euro pe segment. Noua ofertă de preț a Tarom arată că tarifele au fost reduse la nivelul celor practicate de Blue Air. Oferta nu este limitată ca date de vânzare și călătorie. O simulare efectuată în sistemele online de rezervare ale celor două companii arată că pentru perioada 4-7 martie prețul unui bilet de avion dus-întors costă 180 de lei de persoană și la Blue Air și la Tarom. Ambele companii transportă gratuit bagajul și oferă servicii gratuite la bord. Reprezentanții unui spital din Ohio au declarat că medicii de la această unitate medicală au realizat primul transplant de uter din Statele Unite la o femeie în vârstă de 26 de ani în cadrul unei intervenții care a durat 9 ore. Starea pacientei, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a fost considerată stabilă. Uterul grefat provine de la o donatoare decedată, a completat spitalul într-un comunicat fără a oferi detalii suplimentare. Spitalul a început să selecteze candidate pentru operația de transplant la sfârșitul anului 2015 în cadrul unui studiu clinic aprobat de Consiliul Clinicii care viza oferirea acestei proceduri unui număr de 10 femei. Vreme închisă la Iași, cu cer mai mult acoperit și ploi trecătoare, meteorologii prognozează pentru astăzi o maximă termică de 9 grade Celsius. La această oră sunt 5 grade în termometre. Sunt Ramona Ojică, iar acestea au fost principalele știri ale orei. Rămâi pe Hit pentru cea mai bună muzică!